și bine ați revenit la Prof Online. Să nu uitați să dați like și share. Așa să faceți, dragilor. Iată pe cei doi frățiori, gata, pregătiți să începem lecția. Ricky și Cumraeme, deci m-am dat o temă pentru acasă, dar ați venit de la bun început și mi-a spus n-am făcut-o, asta e. Și acum eu vă propun să reluăm povestea asta, pentru că vreau să punctez niște lucruri interesante în legătură cu tipul de probleme de acela în care... Vreți să vă dau tema? Ne spune de compus ce... Așa. Problemele. Așa. Exact tema care ți-a avut-o, să încercăm să vedem. Păi am făcut, dacă mai țineți minte, exerciții de alea cu, cu două necunoscute. Ale cele două. Ne-a trebuit la aia în care... Da, dar ne-a mai dat una dinainte. Da, dar lasă aia. Pentru numărul 17 construiți 5 probleme, iar pentru celălalt... Pentru număr, pentru problema formulată ieri a fost în tot varianta 17. Asta. Deci, într-un bloc, da. Într-un bloc, toată lumea scrie, da? Cu toții vreau să scrie. Într-un bloc sunt apartamente și cu două camere și cu 5 camere. Da? Reformulez o altă problemă. Cu două și cu 5 camere. Numărul total al apartamentelor este, hai să luăm 10, un număr mai mic, ca să vedem noi cum merge problema, da? Este, numărul total al apartamentului este 10, da? Iar numărul camerelor este, aici îmi dați voi numărul camerelor. 10 ori... Nu, deci, numărul total tot. Păi mai întâi trebuie să vedem 10 ori 3. Da, și dăm un număr. Păi, nu la întâmplare, să vedem între cine și cine. 10 ori 3, cine dă 30. Dar de ce ori 3? Dar trebuie să fie cu 3, grafă. Deci un număr impar. Corect. Și număr impar. Deci trebuie să gândim foarte atent problema. Dar mai întâi, între cine și cine? Ori două, stați. Între cine și cine numărul camerelor poți să-l dai? Ori doi. Mai întâi, ori doi. 10 ori doi, 20. Și maxim, deci numărul minim de la 20. 50. Și la numărul maxim, 5 ori 10, 50. Da. Dacă ar fi toate de cum, cu două camere, ar trebui să mergem cu 20 de camere, nu? Iar dacă ar fi toate cu apartamentele de 5 camere, am putea da numărul maxim de camere până în 50, da? Da. Deci numărul camerelor este un număr cuprins între 20 și 50, da? Deci este un număr, deci aparține, numărul camerelor este un număr, este, hai să vedem... Număr impar. Tu spui un număr impar. Nu, eu zic un număr impar. Un număr par dintre 20, deci în intervalul 20, așa am spus, nu? Până la 50. Nu de la 10? Dar de ce de la 10? Eu leg... Pentru că am modificat problema nu cu o cameră, ci cu două camere. Eu leg 38, profu. 38, rog. Tu zici 38, da? 38. Merg în mâna ta. Iată, el propune 38 de camere, da? Deci numărul total este 38. 38 se încadrează aici. Da? Aparține de la 20 la 50. Este o variantă. Ok. Poți să spun cum facem? Hai să-l ascultăm pe el. El a venit cu numărul. 3.
Să-l ascultăm și să vedem ce ne pot. Presupunem că toate apartamentele sunt numai cu 5 camere și... Deci, hai să fac și eu cele 5 apartamente. 10, da? 2, 3, toată lumea îmi face. 4, 5. De face că sunt număr mic, da? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da? Am făcut cele 10 apartamente. Și facem 4 linii. Și dacă la toate camerele, toate apartamentele am pune cât 5 camere, da? Nu. Am spus că nu mai eu lucrez, da? Dacă am pune 5 camere, tu mă conduci. 50, da. Ar trebui să punem 50. Deci, 1, 4 și cu 1, 5, da? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Am ajuns la 50 de camere, da? Dacă presupunem că toate ar fi cu câte 5 camere, iată că 50 de camere trebuie să completeze. Dar noi avem numai cât? 38. Ce și facem? Facem 50 de camere minus 38 de camere. Să vedem câte camere am pus în plus, da? Deci din 50 scădem pe 38. Și de 12. Face 12, da? 12 camere. Da. Deci 12 camere sunt în plus. Da. În condițiile astea, noi trebuie să... 12 împărțit la 2. La 2? La cât trebuie să împărțim? La... 12 sunt 2 camere. Deci, faptul că avem numai camere cu câte 2, Noeme, și cu câte 5, iată că am depășit numărul camerelor pe cel 38, cu 12. Da. Da? Și atunci trebuie să transformăm apartamentul ăsta care are 5, într-un apartament cu câte? Cu două camere. Deci ștergem o grupă de 3. Da. Da? Ștergem o grupă de 3. Că diferența între 5 și 2 este de 3. Da. Deci de aceea ștergem 3, da? Mm-hmm. Încă 3. Încă 3. Și încă 3. Și acum urma să... Deci în total sunt... De 4 ori. De 4 ori pentru că am 12. În total, profesor. N-am avut 12 în plus. Da. Deci, pe 12 ăsta trebuie să-l împărțim la 3. Uh-huh. Îl împărțim la diferența dintre 5 și 2. Da? Și în total sunt 6. Deci, pe 12. Acum, următoarea operație este 12 împărțit la 3 și egal cu 4. 4 ăsta îmi indică câte apartamente au devenit cu 2. Da? Câte apartamente au devenit cu 2? E foarte tare aici momentul. Deci de ce împărțim la 3? Împărțim la 3 pentru că... Dar eu nu prea înțelegeam aici partea asta. Aici am fost convins că de asta merită să insistăm mai mult, da? Pe chestia asta. Deci, de ce am luat un număr limitat de 10 apartamente? Ca să vedem figurativ, concret, cum se întâmplă. Ștergem o grupă de 3. Dar de ce 3? Că e diferența între 5 și... Ca să aduc pe cele de 5 la 2 camere, deci șterg grupa de 3. Și iar grupa de 3 și cât... Deci de aceea împărțim pe 12 la 3, da? Și vedem 4, iar 4 mi indică acum câtul acestei împărțim, mi indică numărul apartamentelor cu câte camere? Cu 2 camere. Deci 4 apartamente cu 2 camere. Da? 4 apartamente cu 2 camere. Iar cele cu 5, câte vor fi? 6, că total sunt 10. Da. Minus 4. 4? Da, 6. Deci 10 minus 4 egal cu 6 camere, 6 apartamente, apartamente cu 5 camere.
vreau să insist aici, ăsta e miezul problemei. Da, da, mai facem. Dar vreau să te conving, Noemi, foarte clar că de aia împărțim diferența asta, împărțim la 3, pentru că asta e diferența între 2 și 5. Dacă ar fi spus o apartamente cu o cameră și cu 5 camere, la cât ar fi împărțit? Deci apartamente cu... cu o cameră, adică garsoniere, și apartamente 4. Cu 5. 4. Diferența dintre 5 și 1 este 4 și atunci am fi împărțit la cât? La 4. Da, la 4. Acum, diferența între camere, pentru că în condițiile acestea ar fi trebuit să-și cer 4. Ca să transform într-un apartament cu o singură cameră, da? Bun. Dar dacă ar fi fost apartamente cu 3 camere și cu 5 camere? Împărțim la 2. Că diferența între 5 și 3 este de 2. Și așa, diferența aceea îmi indică numărul apartamentelor cu 3 camere în condiția așa. Crezi că mai este un moment important, Noemi? Când a dat el pe 38, te rog să-mi spui, de ce te-ai dus la 38? De ce nu la 37, la 3? Pentru că am calculat în cap. Cum ai calculat? Spune-mi nici nu știu. Păi m-am gândit la 12 și am văzut că 5 ori 10 face 50 și mă gândeam din ce număr trebuie să scad pe 50 ca să aflu pe 12. Deci el s-a gândit la 12 că e multiplu de 3. E șmecherie foarte tare. El a sesizat că trebuie să împărțim la 3. S-a gândit la un multiplu de 3, adică rezultatul scăderii să dea 12. Pentru că 12 se împarte la 3. Că dacă ar fi dat rezultatul scăderii 11, nu s-ar fi mai împărțit la 3. Păi că pe un număr pac. Da. Nu e suficient. 10, bunoară. 10 nu se împarte la 3. Da. Da? Deci vezi, nu totdeauna apar. 9. 9 se împarte la 3. Deși impar și par. Este tot secretul este în ăsta. Multiplul de 3. Șmecheria care a prins-o el este foarte tare. El a mers pe invers problema. Știa că trebuie să împartă la 3 și a spus ce număr să se împarte exact la 3. Ia să iau 12. Când a zis 12, că se împarte la 3, a știut foarte bine că din numărul total, din 50, scade pe 12 și îi dă 38. Și ați seama dat el problema. Mă gândesc la 28. Bunoară, dacă tu te gândești acum pe problema asta, prinzând ideea de la el, Noemi, ce număr ai da? Deci, tot cu, nu 12, ci alt număr dă. 27. 27, care se împarte la 3. Și de 9. Așa. Și face... 50 minus 27 face cât? 23. Și atunci ai spus, ei spune, 23 de camere. Înțelegi? Mergi invers. Zici 23 de camere, scazi din 50 pe 23 și îți rămâne 27 care se împarte la 3. Și 3 la 5 minus 2. Și 3 la 5 minus 2. Deci faci și problema lui Noemi care spune așa. Varianta Noemi, să zicem. Varianta Noemi. Într-un bloc sunt apartamente cu 2 camere și cu 5 camere. Deci, sunt în total 10 apartamente cu 2 și 5 camere, da? Și numărul total al camerelor, numărul camerelor este... Nu. Cum faci 50 minus 99? Este de... Numărul camerei sunt mai devreme. 27. Nu 27, 23. Am zis 27. Păi dacă dai 27... Da. Uite, dacă dai 27, la scădere rămâne 23 și 23 nu se împarte la 3. Nu te gândesc. Deci tu dai... Te gândești la 27, dar dai complementarul până la 50, adică dai diferența până la 50. Am păcălit-o. Da. Nu e la să împăcăriți. E un lucru șmecherit de asta. Deci, la ce te gândești tu este după ce faci scăderea, ca să se împarte exact. Da. Da?
Deci, încă, da? Deci atunci, cum este corect? 23, da? 23 camere. Bun. Și acum facem raționamentul. Te rog să mă conduci. Dacă ar fi toate, hai să scriem, da? Dacă ar fi toate apartamentele cu 5 camere, ar rezulta un număr de milioane. 5 ori 10 egal cu 50 camere, da? Da. Da? 50 camere. Da. Noi avem doar, câte avem? 23. Da. Aflăm diferența, da? Aflăm diferența. 50 minus 23 este egal cu 27. Și 27 împărțit. Deci 27 sunt în plus, da? 27 camere în plus. 27 camere în plus. Și acum le ștergem grupe de câte 3, nu? Din 5. Și de aia împărțim la 3. Și atunci 27 împărțit la 3 egal cu 9. 9 camere de câte 2. Da. Da? Că noi am șters grupa de 3, de la câte am șters? De la 9 apartamente am șters, da? 9, deci 9 apartamente cu, cu cine? 9 apartamente cu... Deci 9 apartamente cu... Cu 2 camere. Așa, cu 2 camere. Și un singur apartament, că 10... 10 minus 9 egal cu 1, un apartament cu 5 camere. Hai să facem proba. 9 ori 2, 18. 9 ori 2 egal cu 18 și 1 ori 5 egal cu 5, total camere, 18 și cu 5, 23. Da? 23. Foarte bună problema. Dar asta e șmecheria. Deci dăm pe 23, da? Numărul de camere, dar noi ne gândim întâi la 27 ca să împarte exact. Dăm un alt număr la apartament. Poftim. Eu pot spune? Nu, tot așa. Numărul, tot, mergem tot cu 10 apartamente. Poftim. 41. 9, nu, stai, 9 era la... 41. Da. Ia 40... Păi asta mi-am... Așa? S-a luat după numărul meu, 9. Da, deci 9... Hai. Dar dai complementul până în 50, 41. Da, acum facem un cap. 50, da? 50 minus 9, 41, da? Deci 41 de camere. Altă problemă. Patruzeci și șapte de camere. Ia să vedem. 47 de camere. Noi facem prin 50 scădem pe 47, rămâne un 3. 3 împărțit la 3, 1. Deci o singură, un singur apartament cu două camere și celelalte 9 sunt cu 5 camere. 17. Iată, ne dă o altă problemă. 17. 50 minus 17. Ia să vedem. 33, da. 33. 33 plus 3, 33 plus 3, 13. Și, nu, nu e corect. Da. Știu eu. Deci cu 33, noi... 99. Stai să numai puțin. Deci 17 nu-i bun. Pentru că tu trebuia să fii numărul de camere cât cel mai mic? 20! 20! 20 și eu s-o dat 17! Și de ce nu s-o încadrat? Asta m-am gândit eu acum, 20.
Da? Deci numărul camerelor? 20. 20. Tu ai pus chiar limita de jos, 20, da? Asta înseamnă că toate apartamentele sunt cu câte două camere. 54? Păi, 50 minus 20, 30. 30 împărțit la 3, 10. Stai să câte două camere. Da? Eu. 26. 26. Păi 50 minus 26 ne dă 24, da? 24 24 împărțit la 3. 8. Da. 8 apartamente cu 2. 8 cu 2 și 2 cu 5. Cu 5. Eu m-am luat după regula 2 cu 4, 6. Deci dacă 6 se împărțit la 3, da. Deci am înțeles șmecheria asta? Da? Bun. Dacă ați înțeles-o... 18. Nu 18, stați. 18. Așa, 32. 32, da. Da? Deci 32 de camere. Merge. Da, 50 cu... minus 32, 18, 18 împărțit la 3, 6. 6 cu câte 2 și 4 cu câte 5, da? 6 cu 2 și 4 cu 5. Deci, Noemie, ce ai descoperit? Care este șmecheria? Ce lucruri, două lucruri sunt foarte importante aici. Vreau să le punctez. Hai, punctează. Cum se gândește scriitorul când compunătorul da, nostru? Da, da. Când face propunătorul, propunătorul, da. Când da. Face problema. Asta e. Deci el nu dă la întâmplare. Ai văzut că dacă dăm numărul camerelor la întâmplare... E ratat, nu? Deci dacă îl dăm la întâmplare, e o problemă ratată. Pentru că da, în clipa în care la diferență... Că poate avem noroc. Bine. Bun, 30% avem noroc. E, e din 3 în 3. Deci, o treime, da, șansele sunt 30% să picăm pe problemă, dar 60% să picăm în greșeală. 70. 70%, aproape 70. 33%, ca să fim și mai exact. Da. Bine, aș vrea să facem aceeași problemă și în varianta în care toate camerele, toate apartamentele ar fi cu două. Că ai spus tu, Noemi, așa. Aia cu 20. Da? Deci, ai spus așa. Oare nu s-ar putea... De ce să presupunem că toate ar fi cu 5? Nu putem face și varianta în care toate ar fi nu, cu 2? Nu, încep. Ia să vedem. Hai să vedem aceeași problemă. Aceeași problemă, tot cu 10 apartamente, dar în raționament, să mergem de parcă toate ar fi cu 2. Da? Toate adică cu 2. Adică am avea maximul de câte de 20. Așa. Deci nu cu 5, nu pun 5 liniuțe, ci numai 2 peste tot. Atunci... Ați greșit la prima. De ce? Mai ștergeți una. Așa. Deci, haideți să mergem și varianta. Metoda a doua, da? Metoda a întâi a fost. Metoda... Scris mare, tot ăla. Întâi. Asta. Dacă toate ar fi cu 5 camere... Profă, dar nu poate fi și 50 minus 50 și ne dă 0 și 0 împărțit la 3. Păi nu facem, nu cu 5, nu la 50 ne gândim acum. Vom avea camere în plus din numărul tot. Este o șmecherie foarte frumoasă, acum trebuie să o prindem acum. Deci, așa, deci, zicem așa, metoda a doua, metoda a doua. Dacă toate apartamentele ar fi cu două camere, cum am raționat? În condiția acesta, numărul total de camere ar fi 2 ori 10, 20, cum și vedem în figură, iar în problema de mai înainte au fost date, câte au fost? 38 de camere, să zicem, da? În varianta prima problemă. Da. Iar în problema, deci în problema
avem, ce avem? 38 camere. Mai multe. Acum ce facem? Din 38 scădem pe 20. Nu mai intră 50 în discuții. 20 este cel care lucrează. Deci 38 minus 20. Cine dă 12? 18. Astea sunt camere în plus, care vin la cele cu câte 5. Da? Și acum, pun o grupă de 3 la 1. 1, 2, 3. Iarăși încă un 3. Iarăși încă un 3. Deci în momentul în care împart acum pe 18, la cine îl împart? La 3. La 18 împărțit la 3, egal cu 6. Ce 6, sunt 6? 6 camere a câte... 6 apartamente? Așa, apartamente. 6 apartamente a câte 5 camere da, acum. Da, corect. Și restul 4 sunt de 2. Excelent! Dar nu n-am mai apărut 12. Acum la împărțire mi-a indicat 6, care sunt apartamentele cu 5 camere acum. Da? Deci la împărțire mi-a indicat 6 apartamente cu 5 camere. Aici n-ai înțeles, nu e mie, da? Nu insist un pic ca să fie foarte clar. Deci, în varianta în care mergem cu numărul minim de camere, da, cu două camere, înseamnă că repartizăm la toate apartamentele câte două și am acoperit 20 de camere. Ce este în plus, vin de la apartamentele cu 5 camere. Da? Da. De ce scădem din 38 pe 20, iată 18, iar pe 18 îl împărțim la 3, când noi dăm câte 3 grupe ca să completăm diferența de la 5 la 2, tot 3. Și venim cu grupe de câte 3 ca să repartizăm la fiecare apartament, încă 3 camere, 3 camere, și atunci completăm la 5. De aceea, în urma împărțirii 18 la 3, obținem 6 apartamente cu cât? Cu 5 camere. Da? 6 apartamente cu 5 camere și ăsta 4 rămân cu, până la 10, rămân cu 2 camere. Deci vom avea 6 apartamente cu 5 camere și 4 apartamente cu 2 camere. Da? 6 apartamente cu 5, 2 cu și 4 cu 2 camere. Vreau să mă fac și mai bine înțeles. Insist pe chestia asta. Ricky, te rog să mă ajuți în elaborarea raționamentului și să facem distinția clară între metoda întâi și metoda a doua. Vreau să privești cu atenție și spunem care e deosebirea dintre metoda întâi și metoda a doua. Păi, deosebirea dintre metoda întâi și a doua este faptul că la, în prima metodă am presupus, am luat ca fiind numărul mai mare de camere. Deci, am presupus că toate ar fi cu maximul de... Da, de maximul de încercări. Da, cinci camere. Deci toate apartamentele ar fi cu 5 camere și atunci am văzut care ar fi diferența, da? Diferența, că totdeauna avem grijă să dăm un număr care să fie încadrat între 20 și 50. Așa am spus, nu? Da. 20 și 50. Noi am mers cu varianta de 50. Numărul de camere pe care îl dăm în problemă este un număr cuprins între 20 și 50. Deci, practic, acum ne dăm seama că avem camere pe care le-am luat în plus. Nu? De aceea face diferența. Și diferența asta, împărțită la 3, îmi indică numărul apartamentelor cu 2. Da. În loc de 38 am făcut 1 și 46 și 30. 46? Și 32. 46 ar fi mers? 46. Dacă luăm 46 de camere, scăzând din 50 pe 46, ne rămâne 4 și 4 se împarte la 3. A, da.
Deci avem grijă, mare grijă, să luăm un număr de camere, nu la întâmplare, ci așa fel încât la scădere să fie un multiplu de 3 ca să facă împărțirea exact la 3. Ceea ce este de remarcat este faptul că acum la împărțirea la 3 obținem numărul camerelor, numărul apartamentelor cu 2 camere, când noi ștergem, da? Ca să ajungem la numărul. Iar în varianta a doua, când împărțim la 3, dă numărul apartamentelor cu 5 camere. Că noi avem, față de 20, avem camere în plus, pe care repartizăm la cele de câte 2 și a completăm până la 5. Da? Deci, atenție multă, în prima variantă facem comparația cu 50, de-aia scădem din 50 numărul pe care l-am dat și trebuie să avem grijă ca să împartă la 3. În varianta a doua, din numărul dat, scădem pe 20 și trebuie să avem din nou grijă să se împartă la 3. Iar la împărțirea asta la 3, îmi indică numărul apartamentelor cu 5 camere. Da? Asta ar fi deosebirea. Deci, și o metodă și cealaltă, fie că mergem cu numărul maxim de camere la 5, fie că mergem cu numărul minim de camere la 2, amândouă metodele conduc spre o soluție clară, nu? Foarte clară, exactă, aceeași soluție, adică. Nu există riscul unei greșeli. Deci noi nu intrăm în panică, spunem, dom'le, uite că prin metoda asta, prin prima metodă mi-a dat un rezultat, iar prin metoda a doua îmi dă alt rezultat. Nu, același rezultat îmi obțin, de cum îmi vine mai ușor. Pentru chestia asta, tot cu 2 și cu 5 camere, formulez o problemă de la bun început, care sună așa. Scrieți pe căițelul vostru. Într-un bloc sunt apartamente. N-ai foiță să scrii și tu. Ai venit așa la plimbare mai... Da, ce-i cartea? Da, e ca el tu. Mm. Asta nu-i de când? Nu-i de clasă. Da. Bloc sunt apartamente cu 2 și cu 5 camere, da? Într-un capul sus, Vicky, și tu. Și tu ai tendința să fii capul foarte apropiat. Deci, într-un bloc? Într-un bloc sunt apartamente cu 2 și cu 5. Cu 2 și cu 5 camere, da? Cu 2 și cu 5 camere. Numărul total al apartamentelor este 13. Acum, numărul camerelor da? De la cele 13 apartamente, trebuie să fie un număr cuprins între 50 și 13. Nu? Ești neatent. Nu, pardon. Între 26 și... Da? 26, ai zis foarte bine. 65. Deci numărul camerelor, scriem în cuvinte, numărul camerelor trebuie să fie cuprins între noiemi capul sus, între 26 și 65. Observație, zice-mă. Observație foarte importantă. Care ar fi observația? Trebuie să indicăm un număr așa fel încât după scăderea din 65, primim metoda întâi, sau după scăderea lui 20 din numărul de camere, ce rezultă trebuie să împartă la 3. Da? Foarte important. Observație deja. Observație. Numărul camerelor nu se dă la întâmplare. Da? Numărul camerelor nu se dă la întâmplare. Nu se dă la întâmplare, adică numai gata să fii cuprins între
26 și 65. Nu la întâmplare, ci cu multă grijă. Cine se gândește la numărul camerelor? Deci, numărul apartamentelor. Este 13, iar numărul camerelor trebuie să fie un, de la 26 până la 65. 47, am spus. Și iată, Ricky vine cu 47. Da. 47 camere. Deci, varianta lui Ricky asta ar fi. Ricky. 13 apartamente și 47 camere. Hai, Naime, ce o face să vedem dacă merge. Nu merge. Hai să vedem. Deci, ce, cum spunem? 65. Deci 65. Metoda întâi, da? Da. Metoda... întâi. 65 minus 47. 7 din 15. Da? 8. Și... 4 din 5, 1. 18. Da. A avut grijă. Iar a făcut invers. Din 65 a scăzut pe 18. Care sunt... Și el dă 47 și atunci așa a făcut, da? 18. Împărțit la 3. Împărțit la 3 egal cu... 6. 6 apartamente. Cu... cu două camere. Cu două camere. Două camere. Până la 13, 7 apartamente. Cu 5 camere. 5 camere. Așa. Asta, metoda întâi. Metoda a doua. Hai să o faci. Metoda eu. Metoda a doua. Tot tu o faci. Metoda... A, nu pot dea unul uită la faptul. Exact, o să dai și o faci lichidata. Da? Dar noi rezolvăm și metoda a doua. Adică, din ce facem? 7 scădem pe 47 minus 20. Da, 47. Nu, nu 20, 26. Că 13, 13 ori 2, 26. Da. Deci limita, practic, intervalul de jos, capătul de interval, 26, da? Din 65 am făcut-o. Scădem 26. Și vine 6 din 7 e 1 21. 21 împărțit la 3 și egal cu 7 apartamente cu câte? 5 camere. Cu 5 camere. Și se înțelege până la 13, 6 apartamente cu două camere. Cu două camere. Aceeași soluție. Da. Să dai și eu. Te rog. Varianta, hai să spunem varianta Noiemi. Numărul tot 13, nu? 13 apartamente. Da. Și... Și 24 nu. Nu merge, că minim 26 trebuie să dai. A, da. Atunci, scade din 65 pe 24, că tot asta ai vrut. Da, din 65 pe 24. 24, 1. 41. 41. 41 camere. Te rog, Ricky, hai să o facem, da? Metoda întâi. Metoda întâi. Presupune că toate camerele sunt, că apartamentele sunt cu 5 camere. Da. Și facem 5 ori 10 apartamente.
Nu, 5 ori 13. A, 13. 5 ori 13. Da, 13, da, 65. 26 și 65. 5 ori 13, 65, da, știam. Din 65 scădem pe 41. Așa, și egal cu? Egal cu 24. 24 îl împărțim la 3 și egal cu 8. Ce sunt 8 acestea? Sunt 8... Știu eu. Nu? Sunt 8 8 apartamente. 8 apartamente cu 2 camere. Cu 2 camere. Deci aici 8 apartamente cu 2 camere. Iar până la 13, 5 apartamente cu 5 camere. Da. Varianta, metoda a doua, te rog. Poți să spun eu? Nu, nu. Vreau să văd și el, să ducă și el la acela metodă. 2 ori 13... 26. Da. 26... 65 minus 25. Nu, 65. Da, 24. Păi câte ai dat? Câte camere? 41 minus 26. 41 minus 26 egal cu 6 din 11 cât 5. 2 din 1 2 din 3 1. 15, acesta împărțim la 3 și ne dă 5. 5 apartamente cu 5 camere. 5 camere. Și și până la 13, 8 apartamente. 8 apartamente cu 2 camere. Cu 2 camere. Da, 8 apartamente cu 2 camere. Poți să mai dăm? Da, mai propui. Și îl fac eu. Deci, văd că ne-ai prins bine problema. Să știi că dacă ești atent, eu n-am ce să-ți fac. Ea a fost atentă, a prins. Dar Ricky și fac eu. Da. Te rog, dă Ricky tu un alt... Deci... Un alt număr de camere. Tot pentru 13 apartamente, dar modificăm numărul camerelor. Te gândești și tu, Noemi, ca să-i fixez lui o altă problemă. 38. Deci, problema pe care o propune Ricky este varianta, da? Varianta Ricky, din nou, este următoarea. 13 apartamente rămâne același și există 38. Camere. Te rog să vedem metoda 1, M1. 65 minus 38 este egal cu? Egal cu 8 minus 10 ne dă 2 și cu 5, 7. Da, deci 7. Și 3 din 5 și 1. 2. 2. 27. Și 27 împărțit la 3. Egal cu 9. 9 apartamente cu 5, cu 2 camere. Cu 2 camere, da? 2 camere. Și 4 apartamente cu 5 camere. Cu 5 camere. Și metoda inversă. Metoda a doua. Ricky, ești atent ca să faci și tu să te repede. 38 minus 26 sunt cele de acolo. Da. Numărul minim, da, 26. Da. 6 și din 8. 2. 1. 1, 12. 12. Deci împărțim la 3 și ne dă 4. Da. 4 apartamente cu 5 camere. Cu 5 camere. Și 9 apartamente... Diferența până la 3, da. 9 apartamente... Cu două camere. Și ne dă și este aceeași soluție. Hai să ne convingem că este un rezultat corect. Adică să mulțim pe 9
cu noi apartamente cu două camere, parcă ați dat. Două camere. 9, 2. Deci 9 ori 2 egal cu 18 și 4 ori 5, 20 și adunăm 38. 38, cum a fost dat în problemă. A, da, grăfuie 45. 38. 45. 45. Poți să-l închizi, poți să-l închizi un pic și să...